Larisa Sofiei locuiește în satul clujan Săliștea Nouă și este căsătorită de 5 ani. Împreună cu soțul ei au o fetiță de 2 ani și au mai dorit încă un copil. Era însărcinată în luna a 7-a, acum câteva săptămâni, când s-a prezentat la clinica Dominic Stanca cu scurgeri de lichid amniotic. Femeia spune că a fost lăsată acasă, iar după 4 zile când a revenit a născut un făt mort. Am fost dusă la monitorizare, îi bătea inima la copil, se auzeau bătăile inimii, era bine. Pe urmă am fost pusă la ecograf, tot așa mi-au spus că am lichid amniotic suficient în cantități normale, dar dacă am fost la ei la urgență, nu mi-am făcut probleme. Dacă ei mi-au zis că e o scurgere, normală, o scurgere mai abundentă și normală, nu mi-am făcut probleme. Fătul, un băiețel, avea 34 de săptămâni, 2 kg și 350 de grame și 53 de centimetri lungime. Femeia își aduce aminte și acum cu groază momentele prin care a trecut. A venit alt medic care m-a pus la ecograf și între timp ce se uita el la monitor, m-a întrebat când am fost ultima dată la control. Și am spus că am fost chiar în data din 9, joi, cu pierdere de lichid și am fost lăsat acasă. Și m-a întrebat așa, Mira, nu vi s-a propus pentru internare? La care eu i-am spus că nu. Mi-a spus așa, direct, copilul e mort. Larisa povestește că imediat după ce a născut fătul mort, i s-a propus să îl dea pentru incinerare. Eram încă pe masă, eram inconștientă. A venit o asistentă cu un formular în care mi-a spus să semnez pentru incinerare, că nu este altă procedură. Și mi-a pus un punct cu pix unde trebuie să semnez. Și am semnat pentru incinerare. Medicii, în schimb, susțin contrariul. Ei spun că femeia nu avea complicații și din această cauză a fost trimisă acasă. Ea a fost examinată de către echipa medicală care era prezentă atunci în gardă. Din punere clinic, din punere ecografic, a fost o examinare completă, chiar foarte completă, și s-a infirmat acest diagnostic de membrane rupte. Ecografia efectuată din punerea ecografiei 2D și ecografiei Doppler a evidențiat o stare bună a fătului, s-a făcut și înregistrare, monitorizare, fără să fie necesare anumite recomandări speciale. Medicii spun că astfel de cazuri se întâlnesc la 4 nașteri din 1000. Femeia a sesizat Colegiul Medicilor, iar în spital a început o anchetă. Dacă ancheta disciplinară se va derula și cu siguranță se va derula pentru că s-a depus această sesizare la Colegiul Medicilor, cu siguranță medicii care vor fi implicați la anchetă și specialiștii care vor analiza acest dosar vor elucida anumite aspecte care, să spunem, vor elucida în totalitate dacă conduita a fost corectă sau nu. Femeia spune că dacă cei de la Colegiul Medicilor din Cluj nu vor face dreptate în cazul ei, va apela la instanță. Îndurerată, mama a renunțat deocamdată la ideea de a mai avea încă un copil. Mama tot mă încurajează. Tot îmi spune că lasă, că o să faci altul, că o să fie bine, că nu e așa ușor.